Adversarii giurgiuvenilor din meciul pentru Supercupa României la fotbal pe 2016 Așteaptă răspunsul solicitării făcute de coechipierul lor, Mario Camora, cu privire la atribuirea cetățeniei române. După ce William de Amorin, marcatorul golului victoriei în partida de sâmbătă, a devenit cetățean român, cu acte în regulă, italianul din echipa clujană speră ca la rândul să dobândească cetățenia română. Formalitățile în acest scop sunt pe cale să se finalizeze pe parcursul acestei săptămâni, după cum declara președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, Trecută, în chiar ziua partidei desfășurată la Cluj. Săptămâna viitoare se va finaliza procedura de depunere a actelor în ceea ce îl privește pe Mario Camora. După aceea, el intră într-o procedură care, în mod normal, am putea să o estimăm la 45 până la 60 de zile, depinde de autorități. În momentul de față, Camora este singurul fotbalist în ceea ce privește naturalizarea, a spus Burleanu, citat de Digi Fundașul Mario Camora, de 29 de ani, și-a prelungit recent contractul cu CFR Cluj pe încă două sezoane. După brazilianul de Amorim, de la Astra Giurgiu, Camora va putea deveni al doilea jucător naturalizat care va compune Naționala de Fotbal a României. Reamintim că jucătorul de la Astra Giurgiu a primit cetățenia română pe 27 mai.